Ordinea de zi. Dăm cuvântul ceva... Procesul verbal. Procesul verbal ale ședințelor anterioare. Deci, ați avut în mapă procesul verbal ale ședințelor anterioare. Dacă sunt ceva obiecțiuni. Deci putem începe. Așa. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Poftim domnul, poftim la. Acum dăm cuvântul domnului primar Rădulescu Constantin. Pentru a... Da, da, da. Când începeți voi, se aude până în platou. La scaun aici. Dar se detectează ea. Da. Băi, mare. Da, eu, uite ce... Programul primește desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local din ziua de 30 ianuarie, astăzi, 2020. Hai, să-i să vedem. Punctul 1. E cam încărcat ordinea de zi, dar... Având în vedere că au fost studiate materialele ieri în ședința de comisie, o să meargă mai repede. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Asău, inițiator primarul. Adică e vorba de doamna secretar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în comuna Asău în anul școlar 2020-2021. Inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență tip 6 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 a comunei Asău, județul Bacău, inițiator primarul. La punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Asău, numărul 74 din 2019, privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Asău și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Asău, inițiator primarul. La 5, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vedere închirierii suprafeței de 491 de metri pătrați intravilan în satul Asău, comuna Asău, inițiatorul primarul. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pe bază de bază pentru personalul contractual al serviciului din cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Asău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, inițiator tot primarul. La punctul 8, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Asău, precum și salariul de bază al secretarului Comunei Asău. Inițiator primarul. La modificarea ordinea de zi, avem la punctul 1, proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a Comunei Asău cu grupul de acțiune locală Valea Muntelui, în vederea demarării și implementării proiectului facem trasee montane Oicuz Ghimeș. Inițiator, tot primarul. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Cosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de 1078 și 1087 din 16.04.2018, inițiator primarul. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural al Comunei Asău, județul Bacău, în anul 2020, inițiatorul domn consilier Bovechniu. Și la 4. La 4. Proiect de hotărâre privind
modificarea statutului Asociației Trotuș Gaz. E vorba de treaba cu gazele și treaba cu aia că noi vă să facem licitația pentru și contractul de aia. Asta am mai discutat modificarea statut ca să putem să facem acele contracte. Azi am primit toate documentele, le avem aici. Dar mai trebuie societatea respectivă să după... Nu, noi cu... În ce privește scoaterea la licitații pentru proiectare, așa, având în vedere că în ședința de guvern de azi joi, de marți, parcă, s-a hotărât, am înțeles, la București, o să apară documentul, să declanșeze programul PNDL-ul 3, care să aibă ca obiect numai înființarea distribuției de gaze naturale pentru populație. Da. Da, PNDL-ul e foarte bine. Supunem la vot ordinea de zi. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Programul de diverse al contabilizației. Acum sau după? Deci la urmă diverse. Dacă mai sunt, la altă ordine de zi. Da. Deci, în unanimitate de voturi, dăm cuvântul domnului Rădulescu Constantin pentru a prezenta primul proiect. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali și membrii comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei. Primul punct al ordinii. Comisie. Economică, domnul Nicodim și domnul Burzan. Numai un pic aștepta. Așa. Comisia de administrație. Domnul Poilu. Publică, propune pe domnul Bobeică. Bobeică. Domnul Bobeică. Și economică. Paul. A spus. Așa. Și cealaltă. Nicodim și... Doctorul? Da. Domnul doctor, Bărzan. Da. Așa. Care este pentru? Pentru ce? Pentru ce? Că trebuie luat fiecare consilier local și supus la vot pentru a vedea care sunt cei de consilier local. Supune la rând. E notat, ați notat? Da, notat. Spuneți, zi, Florin. Pentru Bărzan Răzvan. Bărzan, domnul doctor, care este pentru? Pentru lumea, pentru toți, să vedeți că așa sunt. Da, colegii noștri și atunci ce ați făcut? Trebuie gândit altfel. Împotrivă? Abțineri? Păi dacă s-a probă, e în cadă, ce să mai... Bun, spuneți-mi comisiile astea vă... Nicodim Costel. Nicodim, domnul consilier Nicodim Costel, care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Exact ce am spus. Nu s-a pentru... Nu, dar s-au votat cei celor mai ales la cuvântul. Dar în alt drept și ei să fie supuși la vot dacă au fost propuși? Pentru ce a spus împotrivă? Pe mine nu mă supuneți la vot? Deci, cine a votat pentru o persoană, nu votează. Potrivă. Da, eu nu am sens, asta spun. Remunerații pe ceilalți. Da, nu știu. Păi dacă mai sunt alegeri propuneri, mai votez pe altcineva. Dacă nu, patru colegi. Nu, domnul Bobeic, împotrivă. Împotrivă la ce? La domnul Nicodim? Da. Da, la domnul Nicodim Costel. Interesant că domnul Nicodim a fost pentru dumneavoastră. Pentru, da. Dar nu a fost pentru domnul Nicodim, nu s-a votat. Nu s-a votat acum. Hai, de acum. Pentru... Pentru domnul atenți. Consilier Bobeică, care este pentru? Retrag eu candidat. Dar degeaba vă retrageți că numai două voturi aveți. Dar nu e asta. Retrag eu înainte de a pune asta. Dar ce mai? S-o supus la vot. Două voturi pe el. Deci comisia mă opus și eu refuz să vă retrage. Nu mai vreau dată să retrage după vot. Nu după vot. S-a supus la vot. Ca două voturi. Eu n-am voie să comentez. Tu pui la vot proiectul de hotărâre. Care este pe el? Împotrivă? Abțineri? Așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021.
Da. Anul școlar, da. Ați văzut? Ați văzut-o? Da. Nu da. Puteți să o luați, că nu va fi nimic. L-ați studiat proiectul de hotărâre? Da. Rețeaua școlară? Da. Acum. Sunt probleme. Comisia de administrație 5. Domnule. Puteai de tine atunci. Învățământ 5. Cât ai? Învățământ 5. Economic 5. Economic 5. Discuții? Nu. Supunem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Aseu, numărul 74. Nu, țărit, nu, 3. Proiect de hotărâre privind înființarea organigramă și numărul personal al serviciului, da. Al serviciu voluntar pentru situații de urgență, tip V1. Prin organizarea serviciului de categoria 1. Ați... Sunt probleme? Nu. Economic 5. Economic 5. Învățământ 5. Învățământ 5. Discuții? Supunem la vot. La vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 4. La 4, domnul primar. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Aseu numărul 74 din 2019 pentru modificarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Aseu și ale Serviciului Public de Interes Local din subordinea Consiliului Local al Comunei Aseu. Comisia de administrație 3 voturi pentru, 2 împotrivă. Comisia economică 5 din 5. Fac precizare aici ca să continui cu cele 2 voturi. De fapt, una e obținere și una este împotrivă. Domnul Dogariu, inițial, a rămas împotrivă. Ieri a solicitat ca Biroul Poliției Locale, cele 3 funcții vacante să fie desființate. Discuții ca să continuăm cu degeaba discuția, nu? Să mă apuc să explic care... Pentru că asta a fost... Domnul Bobeică, în existența în organigrama primăriei a Serviciului Public de Salubrizare. Explicați, domnul Bobeică. În statul de funcție este prinsă rubrica de compartiment de monitorizare. Iar în organigramă, asta am clarificat după aia cu doamna secretară, iar în organigramă era compartimentul poduri și nu mai știu cum. Cum se numește, doamna secretară? Ceva în genul ăsta, nu? Da, da, da. E compartimentul monitorizare sau salubrizare în preținere stres. Așa, și s-a modificat denumirea compartimentului ăsta, care suna a drumuri și poduri, și s-a trecut managementul salubrității, acolo, partea asta de... Pentru că de la ședințele din urmă, eu am mai făcut o precizare dată în organigramă, deci nu avem trecute funcțiile pentru salubritate în comuna Aseu. Avem regulamente aprobate, suntem în ADIS și să fie clar și limpede odată ca să înțeleagă și cetățenii comune. Deci ceea ce face în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Rompresto, face colectarea deșeului, ca colectare, transport și depozitare. Celelalte activități în baza legii, care înseamnă așa, la salubritate, măturat de zăpezării, dezinsecții și toate alea care sunt cuprinse în legea 101, nu există.
Întrebarea se pune, în primăria asta avem atribuții pentru aia care fac măturat dezăpezire, dezinsecție și așa mai departe? Sau sunt trecute cu vederea? Pentru că normal trebuia să fie serviciu public de salubritate în subordinea Consiliului Local ca să-și facă datorii, ca să poată să intre în rol ca toate serviciile publice. Pentru că noi avem un compartiment de drumuri și poduri. Dacă îmi permiteți acum să intervin apropo de ce a spus domnul Bobei, că înseamnă să crește prețul de zăpezire sau pentru măturare, când sunt cei de la ajutor social, asta au făcut-o cei de la ajutor social, când este pentru dezăpezire, muncitorii care sunt la indicația domnului primar sau domnului viceprimar, normal fac întreținerea drumurilor și astfel se face de către marginile drumurilor dezinsecții, nu știu dacă poate să facă cineva de la noi. Cum a spus dumneavoastră, dezinsecția să facă o firmă specializată. Ați citit legea salubrității și a utilităților publice ca să discutăm, ca să discutăm bazme. Bazmele pe care le-ați spus dumneavoastră. Nu-s bazme, e lege, domn. Ce ați enumerat dumneavoastră până acum, astea le fac muncitorii. Nu cine le face. În regulamentul de organizare și funcționare este aprobat. Aprobat de Consiliul Local. Există atribuții privind salubritatea? Doamna secretară, există? În regulament, da. Da. La ce compartiment sunt trecute? Pe la acesta discuția este drumar, monitorizare, salubrizare, întreținere, stres. Care l-am refăcut acum. Da, da. Compartimentul întreținere drumului a fost transformat în monitorizare, salubrizare, întreținere, stres. Deci asta este problema. Asta v-am spus și de la monitorizare, să aveți muncitori acolo. 7 muncitori sau ce este acolo. Bun. Asta a fost singura mențiune pentru care m-am abținut. Da. Supun la vot. Supun la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Eu mă abțin. Domnul Logariu se abține. Vedeți că tot ce înseamnă voturi abțineri se contabilizează la voturi împotrivă și împotrivă vorbim local. Am abținut pentru că avem un organigramă am făcut o precizare ca să știm ce înseamnă abțineri. Și de atâta ani votăm organigramă ca postul nu se ocupă. Și dreptul meu să fiu împotrivă. Da, înțeles. Următorul proiect. Dăm cuvântul domnului primar. La 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea închirierii suprafeței de pasă 91 metri teren intravilan, metri pătrați. Corpon cărții funciare 60046. Economicul comisii. Discuții? Comisii, domnul Puiu. Comisia administrației 5 pentru, cu amendamentul cu domnul Bobei, da. Că consideră că studiul de oportunitate are destul de imperfecțiuni și lasă loc de interpretări. Probabil că astea vor fi clarificate prin procedura de închiriere, nu? Cred. Da. Domnul Luca? Un amendament propus de domnul Bozdan, când se vota, se va cere acordul vecinilor și extinderea valorii fonice. Nu? Să țină cont de mediu și... Păi nu, acolo erau scrise că ar trebui câteva puncte să fie importante pe care să țină cont. Evitarea poluării fonice. Am adăugat și poluarea fonică și am considerat că în caietul de sarcini o să trebuiască obligatoriu trecută treaba asta, având în vedere faptul că suprafața poate fi doar prin construcții provizorii, deci nu poate fi betonată, că asta ar fi o construcție definitivă, am înțeles de la domnul Lascăr. Considerăm că atât poluarea fonică, cât și poluarea mediului, că o să curgă motorină, ulei, când se degresează mașinile, se pregătesc pentru iarnă, pentru primăvară, data asta, dacă stăm și ne gândim că avem o fântână în față la doamna Albu, la nici 100 de metri în linie dreaptă, dacă o luăm,
nu știu dacă e normal să folosim și bustul întâlnit la 4 dimineață să înceapă tractatul și asta nu știu dacă e normal chiar în mijlocul comunii. Terenul ăsta e detonat deja acolo. Nu știu dacă e tot, n-am văzut dacă e tot detonat. Vă rog să-mi spuneți. Da, asta am păștat. Ca să fie probleme, zic că e tu sar ce clic, gata să-l discutăm cu consiliul local și normal, normal. Da, și pe amendamentele să fie. Amendamentele să fie. Da, uitați, de exemplu, el zice construcțiile autorizate ca atare pe acest teren, dacă se vor face. Indiferent de natura materialelor utilizate, care prin specificul funcționării funcțiunea adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse, autoritatea publică au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire. E vorba de realizare din materiale și alcătuieri care permit demontarea rapidă, pentru că finalul contractului de închiriere, va spune administrația publică locală când are nevoie, încetează orice relații și să... În termen din 30 de zile, trebuie să spune da, și termenul. Încetează, da, trebuie termen, da. Încât... Asta am creat, de da. Și în rest, din materiale plastice, de fără fundații, nu știu, o pune unchiuri de instalare, de să-l pune. Da? Da. Domnul Bovec ar vrea să mai adaugi ceva. Da. Legat de aprobarea studiului. Acum vine treaba de legalitate. Aș vrea să vă întreb așa. Raportul de specialitate. La ce se referă studiul ăsta de oportunitate? Și de ce este necesar studiul? Pentru că observ că faceți aceeași treabă. Au luat studiul de oportunitate care era pentru lucrarea consider pentru cererea clientului extern care se numea concesiune, care solicita studiul de oportunitate, și ați aruncat-o în capul Consiliului Local, tot ca studiu de oportunitate de aprobat, că nu este nevoie. În Ordonanța 57 pe 2019, dacă citiți la articolul 333, o să vedeți, se face închirierea, se face pe bază de hotărâre de Consiliul Local, ca e de stat ce nici contract. La ce? În primul rând, au tăiat de acolo titlul de la ce este și au trecut studiul de oportunitate. De când într-un studiu de închirieri veniți cu redevență? Respectăm legea sau fiecare face după cum vrea în primăria asta? Întrebarea mea este, este corect documentul prezentat Consiliul Local în baza legii? Modificăm. Veniți cu propuneri. Ce propuneri să vedem? Păi, dar nu mă comentăm, ai vrea, într-o... Păi, dar v-am spus că nu este corect. Nu e corect și propun că e corect așa. Ce adică trebuie să-l înveți pe la prost. Nu, nu, că eu n-am venit aici să fac lecții cu dumneavoastră. Păi, deci raportul de specialitate, care ne-a luat în bătaie de joc rândul trecut, când au fost nevoie de studiu de oportunitate pentru concesiune, s-a făcut cum s-a făcut și acum când e nevoie de închiriere, îl prezintă tot pe ăsta. Nici măcar cu bunul simț să șteargă de la coada lui, de acolo rândurile alea. O greșit. Respectăm legea sau nu respectăm când facem un document? Am crezut că prezentați hotărârea de Consiliul Local pentru închiriere. Omul ăla poate aștea. Pentru ce aprobăm studiul de oportunitate la închiriere? Și la închiriere, în baza legii, de când se face cu redevență? Dacă vrem să fim corecți în ceea ce facem pentru ăștia. Domnule, veniți cu propuneri să discute și modificăm, că de asta ne-am adunat aici. Păi eu v-am întrebat, de ce nu ați făcut hotărârea din Consiliul Local să vi se aprobe? Pentru că dumneavoastră sunteți inițiatorul și nu aveați nevoie de studiu de oportunitate. Aveți dreptate. Ieri la ședința de comisii trebuia să sesizați și azi de dimineață să rezolvă treaba. Trebuia dar ne adunăm să facem talente, domnule, să spectacol, că să filmează. Eu n-am venit aici să fac, dumneavoastră ați făcut raportul. Ieri de ce n-ați spus, domnule, uite, nu-mi convine asta, scriau oamenii în procesul. Dumneavoastră aveți aici atâta mare de personal, de specialitate în aparat și viu eu consilier ca să vă țin lecții de legalitate. Dar de ce n-ați spus ieri, domnule? Că dar ce am spus ieri, domnule, în mențiune? Nu-i scrie. Scrie mențiunea asta? A scris, m-a spus domnul Puiu.
Am uitat pe formularul ăsta. O uitat și el. Domnule, nu zice nimic, dar să o modificăm. Stați un pic, am putea modifica proiectul de hotărâre ca să trecem. Nu vrei. Pentru demararea acțiunii de prezentare de caiet de sarcini și... Domnule, dar întrebare, pe scurt, când o să prezentați proiectul de hotărâre pentru aprobare, pentru închiriere? În următoarea ședință. Nu studiu de da. Oportunitate. Am putea să modificăm acum, dacă tot a fost ordinea de zi, să-i dăm drumul acum. Dar să scoate studiul de oportunitate. Nu aprobăm studiul, aprobăm efectiv de marare procedurii de licitații. Și cu asta va asta. De Cristi le face. Domnule, nimeni din la următoarea așa. Citiți, domnule, articolul 303, citiți, doamna secretară, articolul 333, 34, 35. Dacă se dorește, se remediază și azi. Ce atâta filozofie? Deci dacă vine direct cu proiectul de hotărâre pentru închiriere și nu era bun, cum era? Așa, asta e o discuție preliminară și atunci o să vină cu proiectul de hotărâre și să aprobă. Poftim, ca ce atâta mare... Domnule, avem un an de hotărâți omul ăsta care vrea să închiriezi. Nu-i niciun an. Acum, eu nu rădisim. Nu-i niciun an. Și pentru asta nu vrea să mai facem greșe. Nu s-o făcut cu fioșcura, n-am putut să trei ani, n-am putut să demolăm. Închiriere. Despre asta s-a făcut și asta nu se poate, nici așa nu s-a venit pe el acum. Pe luna trebuie. Domn Cristi, domnule, raportul ăsta de specialitate, faci vorbire de redevers acolo. La închiriere, domnul consilier Bobeică spune că nu există, nu trebuie inclus termenul ăsta de redevență la închiriere. O greșe, trebuie să spunem. Nu, dar să-l ascultăm. Da, trebuie să spunem taxe de închiriere. Da, taxă de închiriere. Păi tăiem de acolo și punem de acolo. Și stai aici să vedem ce mai este. Da. E că e mare. N-ai nevoie de studiu de oportunitate pentru închiriere. N-ai nevoie de studiu de oportunitate pentru închiriere. Asta a mai fost într-o problemă pe care a ridicat domnul. Noi acum ne-ai cerut să aprobăm studiul de oportunitate, că nu este nevoie de el. Aprobăm cu închiriere. În legea dată de domnul Bobeică, legea 56, articolul 333, se duce la așa. Să vezi că nu este... Chiar vă luați în bătaie de joc? Aduceți, doamnă, aduceți ordonanța cel de 7 la articolul 333 și citiți aici, doamnă. Să faci în aceleași condiții ca să... Cum să faci în aceleași condiții? Vreți să vi le recit eu acum? Să face prin hotărâre din Consiliul Local, caiet de sarcini cu contract de închiriere. Niciun contract de închiriere dumneavoastră nu-l aduceți ca să-ți aprobe aici formatul lui și după aceea să treacă omul acolo, prin, la licitația publică. Dar să vedem dacă se aprobă, să vedem dacă pornim să facem. Domnule, să trecă raportul de oportunitate, dar ce să treci un om, domnule? Poate vin greu. În luna viitoare să-i aprob procedura de închiriere. Domnule, ați făcut raportul de specialitate, da? În baza la ce l-ați făcut, ați spus că se face închiriere. În baza cărui articol l-ați făcut? În baza legii 50. Nu există. Ce e legea 50? Dar de 57 ordonanță ați auzit? Păi și în baza la... Ia vedeți la articolul 333, când eu consider că... Hai de să vedem, lasă spune asta lui Dulce, stai de-o citește. Hai să vedem, citesc acum articolul 333. Actul administrativ prin care se aprobă închirierea. Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrative teritoriale se aprobă după caz prin hotărârea Guvernului, a Consiliului Județean, Consiliul Local. 2. Alineatul 2. Hotărârea prevăzută la alineatul 1 cuprinde următoarele elemente. A. Datele de identificare și valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii. B. Destinația dată bunului care face obiectul închirierii. C. Durata închirierii. De prețul minim al închirierii. Alineatul 3. În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă parte între 20% și 50%, stabilită după caz prin hotărârea Consiliului Local. Nu mai citesc celelalte. Oh, ajunge atât. Asta e esențial.
Deci nu avem nevoie de studiul oportunitate, ca să mai stăm încă o lună până când se demonstrează. Da, pre, dacă se spunea ieri de la comisie, sigur, că... Păi nimeni de să facem acum modificare, dacă și toată casa a lămurit, dacă sunteți de acord, să facem modificare, eliminarea sintagmei studiul de oportunitate pentru demararea procedurii de închiriere și să rămână apasă. Și cu asta basta, nu? Supuneți la vot modificarea asta care spuneți de acolo. Supunem la vot modificarea... Care este pentru? În ce hotărârea de închiriere? Este aprobarea studiului. Deci hotărârea cuprinde date de identificare și valoarea de inventar a bunului, destinația dată bunului. Toate aceste elemente se găsesc în acel studiu de oportunitate. Ei, dar nu se găsește aia, să crește un cuvânt și a murit Napoleon. Aceste elemente de studiu de oportunitate vor fi luate și puse în hotărâre. Foarte bine. Exact. Păi nu, dar trebuie scris mai bine. Trebuie modificată și titulatura hotărârii. Da. Da. Că nu e titulatura proiectului hotărârii de privind aprobarea studiului. Dacă ce aprobăm demararea procedurii de închiriere. O să mă acum. De aprobarea închirierii. Pentru închiriere. Așa, uite asta, aprobarea închirierii. Supun la vot cu titulatura asta. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Asău. Domn Florin. Bănuiesc că s-a studiat acest proiect. Da, la comisie. Da. Deci, probleme. Au rămas aceleași ca și în 2019. Sunt probleme, vă pui probleme? Nu. Nu, cu amendamentul, că îl așteptăm totuși pe domnul inginer să ne prezinte situații, că așa am cerut. Da, când am aprobat acel... Da, bine, la diverse. Ar trebui să vină să ne spună... Eu știu că aveam discutat de o lună. Da. Păi cum, dar a fost aveți banii care am alocat pentru serviciul de apă și canalizare. Să ne spună la ce i-au folosit, câți bani mai are, cum stă cu încasările. Am mai pus un amendament. Am cerut acest lucru la fiecare ședință de Consiliu să vină să ne prezinte situația serviciului, pentru că dacă considerăm că în două luni de zile serviciul ăsta chiar nu se adresează de nicio culoare, așa, mai umblăm și la aceste salarii în condițiile astea. Mergem din pierdere în mai mare pierdere. Da. Vine domnul Levi, domnul, dă explicație. Comisia din Consiliu, domnul la dumneavoastră, vă rog. La diverse de acum, dacă nu e aici așa, la diverse. Lăsați-mi de la diverse. Doar că să stăm după fiecare care îl cheamă cu telefonul din primărie. Hai că n-am pardon la de comisie. Trebuie să votăm proiectul. Deci, l-am chemat să-i punem în vedere într-un minut, pregătește-i treaba asta la finalul ședinței. Și de o dată panara. Asta am spus, întreabă unui mai ce. Nu mai e. Stânge lumina. Și vezi ce liniște ești. Nu mai e să dă nimeni de capul morță. Doamne, eram vorba de la ședința trecută că să prezentați situația cu cheltuielile, cât e factura, cât e aia, cât e aia, domnul Puiu. Ce-ați plătit și bani, v-au mai rămas din asta? Am arătat dumneavoastră aia. N-am acum pregătit. Pentru finalul ședinței. Voi finalul ședinței, pregătiți, durează ședința, cât mai durează, pregătiți-l urgeat și veniți în coace. Mai rămâneți, vă rog frumos, pentru următorul proiect, că sunt niște probleme legate de taxele propuse pentru serviciu. Care este pentru? Abțineri? Acum comisie. Domnul Puiu. Dacă nu o lăsăm la urmă, dacă... Ce? I-am pus să-mi vedea, i-am pus. Păi da, dar urmează proiectul ăla, proiectul axel. Asta ce fac? Rămâne că l-aduce, nu? Hai pune-o la proiect, domn președinte. Păi asta e ce zic. Trebuie să votăm proiectul ca să ne închidim, să nu ne domnul la urmă. Cum se numește hotărârea asta care îl discutim acum? Citiți acolo. Cum se numește hotărârea? Aprobarea statului... Salariile. Salariile.
Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual. Are treaba asta. Deci, stabilirea salariului cu raportul informativ care se prezinte la noi. Păi atunci, dacă tot am ajuns la discuție, atunci propun Consiliului, numai o secundă, domnul președinte, propun Consiliului ca serviciul de apă și canalizare se prezinte lunar în Consiliu raportul de activitate. Scris, domnule. Păi și atunci, dacă nu este prezentat... De ce am spus să vină să care este pentru? Să pun la vot. Împotrivă? Abțineri? Nu, îi dă-i mai nimic. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor. Speciale privind serviciu public. Speciale privind serviciu public de apă și canalizarea său. Denumirea serviciului. E da, dar s-o studia, denumirea serviciului. Eliberarea documentelor. Da, aici acest proiect nu eram avizat, dar cu două amendamente. Și vă rog, domnul Vrânceanu, să rețineți aspectul ăsta. Ați trecut în tabelul ăsta cu tarifele propuse. La punctul 5, montat, demontat, contor, robinet, contor, filtre, contori, 30 de lei. Adică ce s-ar afla în căminul? Mergem mai departe. Taxa de resigilare. Păi dacă îmi montez contorul, de ce să nu cuplez și taxa de resigilare la acest aspect? Să bagi 45 de lei. Dacă montăm de... Păi dai tot 45 de lei. Dar se duce numai sigiliat. Sunt cazuri în care rup sigiliul sau deteriorat și vrem să-l schimbăm. Sunt cazuri în care schimbăm numai rubinetul de după apometru. Stați un pic, în condițiile date, când vreau să-mi spuneți că găsiți situația de rup sigiliu. Deci deja ce e fraudă. Deja ce e fraudă. Nu e fraudă, de exemplu, sunt situații în care le face omul căminul. Așa. Ne sună imediat, domne, am dat peste sigiliu, veniți să vedeți acum. Și noi avem citirea făcută și știm că a fost în regulă, că noi când citim ne uităm și la sigiliu. Și atunci e clar că nu a fost fraudă în câteva zile. Sau îi cheamă înainte să uite la sigiliu, după aceea îl cheamă să recitigileze. Pentru că știți de ce? Mi se pare că 5 și 6, care costă aceeași valoare, 45 de lei cumulat, este identică cu intervenția la instalația proprie a beneficiarului. Așa, 45 de lei pe oră. Dați-mi voi să vă mai spun că veniți după aia cu o taxă de urgență pentru toate serviciile prestate, inclusiv pentru intervenție, și spuneți la Asterix 2, termenul de rezolvare în regim de urgență este 48 de ore de la înregistrarea solicitării. Păi dați-mi voi să vă spun că dacă în 48 de ore lăsăm să-i curgă apa lui acolo, acolo, la amenorul... Se duce și remediază și în 48 de ore definitivează documentul. Se duce și remediază avaria și în 48 de ore... Nu, vici, aici se spune românește. Intervenție la instalația proprie a beneficiarului din vina beneficiarului. Omul te-o sesizat în secunda asta, când o dat cu toporul în țeavă și o spart-o. Ce-i faceți? Vă duceți și îl taxați la 45 de lei pe oră pentru intervenție și îi mai luați 100 de lei pentru taxa de urgență? Am avut un singur caz. Păi nu, dar îi mai luați 100 de lei? Nu, taxa de urgență o folosim în general când vreau omul neapărat, domnul, vreau astăzi după amiază. Și noi avem oameni, avem și plei după amiază special pentru el. Deci cam asta e logica ei. Dacă vreți să-i dați altă sau să mai scoate ceva din ea, nu vă dați. Păi atunci la Asterix-ul ăsta faceți precizarea. Nu precizarea asta cu taxa. Haideți să vă spun un caz. Eu înghețat conducta omului și noaptea la 10 eu am dezghețat și o grăbat și o țezărul sunat. O venit, o oprit apa, a doua zi s-o dus și o rezolvat cazul și trebuie să iau taxul omului. Bun, asta înseamnă în afara programului de lucru. Domnul Vicioa, asta spun, nu mai scris bălăria asta, termenul de rezolvare regimului. Da, că nu poți de 48 de ore. Nu mai urgență. Că nu mai urgență, dacă îi mai iau 100 de lei și mai spun că urgența e că a venit și a oprit apa și atunci nu mai scrieți lucrul ăsta, asta spun eu. Da, nu pot luat-o corect. Sau în momentul în care taxa de urgență, dacă este o chestie care se remediază într-o oră, oră și ceva. Nu știu dacă mai trebuie luat și lucratul pe oră.
Nu fac comentarii de genul ăsta, dar mi se pare aberant să scrii că termenul de rezolvare... 48 de ori la urgență. Ori e urgență, ori e 48 de ori. 48 de ori după ce ai plătit taxa. Deci, regândiți acest aspect, intervenții și taxe de urgență. Am o propunere. Păi acolo, dar 100 de lei rămâne numai taxă de urgență și atât. Deci indiferent ce și cum, iar în rest propun ca ora de manoperă, indiferent cei că montați în cămin, că montați în curtea omului, pentru că dumneavoastră aveți muncitori care lucrați cu lei pe oră. Exact. Atunci, acolo să fie așa. Operațiuni de montaj, demontaj, tot ce înseamnă alea două, una mai sus și una mai jos, cât doriți, 30 de lei pe oră, ați făcut o socoteală, vă încadrați cu 30 de lei pe oră, atunci eliminați partea cu 30 taxe de 30 de lei și totul rămâne la 45 de lei pe oră, punct. Și o să normați, vă duceți acasă la om, uiteați facturi, dar una e din cauza clientului și altă e domnule, manoperea că e din cauza clientului, s-a neclientului, dânsul lucrează zi, noapte. Nu e adevărat, intervenția poți fi înainte de contor și atunci la primărie. Și după... în schimbul lui contorul și nu poți să-i bagi manoperi pentru cei de până la contor și pentru cei după contor. Sunt cazuri când oamenii nu vor să plătească taxa de 30 de lei de montat contor și zice, domnule, eu vreau să montez singur, că eu știu. Și stai lângă el, montează și tu doar să-i cilești. Cum domnul e așa ceva? S-a întâmplat. O singură doare. N-are voie. N-are voie. N-are voie. N-are voie. Și dacă după aia se strică răspunsul. Nu, 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 am asistat. N-are voie. Tu sigilezi și voi termina. Hai, Cali este pentru. Nu, nu, stai, 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 mai avem amendament. Treaba asta care a zis-o, tu pun la voce și să punem... Stai, mă, că mă... Da, mă, deci nu există timp cu o oră de montaj, de montaj, deci o oră de manoperă, atât. Da, că omul spune, el ca șef serviciu spune că a făcut calcul și aia 45 lei, fă la taxa de urgență altceva. Păi, dar așa rămâne 45 de acum. 45 de acum. Păi, da, dar domnul, că acum ce votăm, 30 sau 45? 45 de acum. 45 de acum. Spune-ne, Luca, să știi. Păi, dar și el a luat 45. Domnul Bobeche. Pentru 45 de lei. Deci există o singură taxă, lei pe oră, 45. Să o punem la vot. Montaj de demontaj, cu o singură taxă. Zi, să punem la vot. Pentru 45 lei, la amendamentul ceva. Da, pe oră, 45 lei pe oră. Care este pentru? Și se exclude aia de 30 de lei de acolo, taxe. Deci modificarea. Modificarea. Hai mai departe. Dar trebuie șters ăsta cu asterixul ăla cu... Rămâne o taxă de urgență și atât. La revedere. Dăm cuvântul domnului. Stai o secundă, că mai avem și noi... Am votat doar... Numai amendamentul lui domnul Ionel. Restul mai avem și noi. Domnul Eugen, mai? Învățământ. Ionel. Cu 5 voturi pentru, cu amendamentul ca contravaloarea taxei anuale pentru stingerea incendiilor, care se va ridica în jur la 22.000 de lei, să fie păstrat în conturile societății, în cazul în care nu se va folosi, să se utilizeze alte datorii ce are... Este vorba de acei 5 metri cubi de persoană pe an, taxă pentru 5 metri cubi. Și noi am zis că, în primul fază... Nu, de familie, de abonați. De abonați. De 5 metri de abonați, persoane care au zis că abonați, vin 6.000 de lei. Nu știu dacă ați întâmplat până acum să discuția asta. Este să adună 24.000, nu de 24.000 de lei. Noi nu vrem să plăcească. Ne-am dorit să se întâmplă așa ceva, dar nu s-a întâmplat până acum să n-a devenit măcar un gen. În cazul în care nu se va folosi, într-un an pe zile ceva, să fie exclusiv pentru plata în grumul de zile. Ne-am dorit să se întâmplă așa ceva, dar nu s-a întâmplat până acum să n-a devenit măcar un gen. Domnul Paul, ce ești de metri cubi? La 1200 de abonați, la 1200 de abonați, 6000 de metri cubi de apă iese. Asta înseamnă la 3,75 lei, 3,85 cât este, s-a aproape 23 de lei. Băi, cât are o cisternă? Am zis banii aia, dacă nu sunt folosiți, dacă nu așteptăm, nu avem niciun incendiu. La strada nu sunt folosiți, să mă strânze în conturi, pentru că la finalul anului să plătească pe care o parte din împrumutul pe care are să le dea.
Da. Da. Înțelegi că banii aia nu sunt fii folosiți în altul bani. Și nu-i potrivește. Dacă noi folosim banii aia. Da, dar aia să fii rămași în cont, aia să-i aveți disponibil în cont. Dacă doamne ferește, peste 5 luni de zile se închide serviciul când nu merge, banii aia trebuie să fie în cont. Da. Și trebuie să rămână în cont, măcar atâta să reușim și noi să luăm din împrumut. Se luăm din împrumut. Da. O vedea. Pentru că taxa aia trebuie colectată în primele 3 luni ale anului, în primul trimestru al anului. Deci banii aia la sfârșit de martie a trebuit să aveți în jur de 23.000 de lei în cont care să fie rezervă. Specific la dăm cuvântul domnul primar. Domnul Labor. Care este amendamentul? Cu amendament. Împotrivă. Domnul Ciobănașul, domnul Dogariu, v-ați împotrivit? Dogariu? Da. Am ridicat-o, da. Sunt de acord cu tot. O păstrimă. Stai cu ea sus, că urmează altceva. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personalul contractual în cadrul familiei ocupaționale, administrației din aparatul de specialitate al primarului, să precum și salariul de bază al secretarului comunii al său. Comisiile, domnul Poelu. Comisiile de administrație, 3 pentru, 2 împotriva. Domnul Luca. 5 pentru. Domnul Potoroacă. 4 pentru, abținere. Care-i? Dar sunt probleme. Sunt probleme? Am fost împotrivă, știu că nu contează. Cu toții știm că ne trebuie bani mai mulți și nu ajunge niciodată. Dar am votat împotrivă pentru că sunt grămadă de proiecte în care nu s-au găsit nici măcar 5 lei. Cum e apa pe apa să o păltiniș, de aducțiuni și avem proiect de hotărâre în sensul ăsta și nu s-a mișcat nimic. Da. Sunt zeci de familii care sunt izolate, la care nu pot să ajungă nici pompierii. Când au vod, am văzut și incendiu care a fost. Am noroc că a fost vadul bun. La Nogea am văzut și în alte situații nu se găsesc bani. Pentru infrastructură, pentru apă, pentru canalizare, nu se găsesc bani. Dar când e vorba de mărirea salariilor, găsim imediat. Nu știu dacă avem cele mai mici salarii sau cele mai mari. Asta a fost motivul pentru care am votat împotrivă. Da. Știți care-i treaba? Am crezut că treaba e în felul următor. A fost făcută explicit ca urmare a măririi salariului minim pe da, exact aceeași situație ca anul trecut. Pot să spun ceva? Anul trecut, exact situația asta a fost. S-a mărit salariul minim, am rectificat în minus cu eficiență ca să nu facem ca să nu facem o mărire de salariu. Eu repet, știu că banii sunt puțini, știu că nu mai e de acolo dacă acum să ai 2500 de lei, dar știți care-i treaba, dar la fel știm foarte bine că de ani de zile jumătate din comună stă fără apă, știm de ce, că nu sunt bani, nu ajunge buget. E vorba în felul următor, la funcționare publici personal contractual de la primărie. Nu se compară. Întotdeauna faci comparația între particular și la particular e pistat și mai dă din mână. Mai dă din mână. Asta eu știu, nici n-am mai putut să o găteam. Să dă din mână, nu o pun eu. Dar cu tot, auzi, întrebați eu. Cine vrea să știți? Dar la primărie de unde să-i dai din mână ca să-i completezi, să trăiască cât de să faci comparația asta, la un privat întrebați eu cine mai mult de 100 de lei pe zi nu câștigă. Și fac diferite munci, silvicultură, forestier, știu eu ce mai sunt ei acolo. Atât câștigă, 2000 de lei, 2500. Dar ta compar un contabil sau un inginer cu unul care curță. Eu tocmai de asta n-am făcut comparații cu privatul, cu toate că ar trebui. Privatul nu are bonuri de masă, noi nu avem acele vacanțe, dar asta nu este vina angajaților. Eu atât am făcut comparații cu faptul că avem proiecte de ani de zile. Pentru aducțiuni de apă, pentru construcții. Programe mari, necesită un principiu fonduri europene. Domnul primar, un studiu minim de fezabilitate pentru aducțiuni de apă. Ați propus vreodată avem proiect, cel puțin pentru aducțiuni de apă avem proiect. Și nu s-au cheltuit un leu, măcar să fac un minim de studiu. Să vedem apă de adâncime, apă de suprafață. Nu sunt bani, știm foarte bine că s-au împărțit bănuțe și nu sunt. Dacă vine prima lună care s-a mărit un leu sau prima normă de hrană sau prima și aia se respectă, că-s drepturi salariale se respectă. Oamenii n-au drepturi în comună. Am pățit ca judecătorul cu împăratul. Și mă taie, repede.
Asta a fost motivul pentru care a votat împotrivă, puteți să faceți ce vreți. Doamnul Foiu? Nu, eu am votat la comisie pentru, domnul Dogariu m-a acuzat că provin din mediul. Da, absolut. Toxic. Absolut, pentru că dacă vreți să... Chiar și normal să... Domnule, dacă vreți... Mie mi se pare corect. Să aplicăm o lege și să nu vorbim de majorare de salarii. Noi nu majorăm salarii acum. Nu, doar că impactul bugetar crește. Dar nu-s bani, nu e succede. Și domnul Pui, lăsați vrăjeala așa să buși cu coeficiență exact aceeași discuții. Ați vă tot cei mai mari coeficiență. Pentru că v-am întrebat și a spus că dumneavoastră n-ați votat salarii. Da, dar am aflat, am citit proiectul. Da, dați-l afară. Am urmărit procesul verbal. An de an acuză. Pentru că noi am stabilit coeficiențe. Dumnealui nici măcar n-a participat la aceeași ediție. Așa e foarte simplu să fie acum să spun. A fost în 2-3 zile și eram în concediu. Și s-a făcut în ședințe extraordinare. Eu cred că convocarea ședinței nu se face în 2-3 zile. Domnule, s-a făcut în ședințe extraordinare, că era ultima zi. Dacă știți. Eram în concediu. Și v-am sunat și cu dumneavoastră și am vorbit și cu Paul, am vorbit și cu domnul Vici. Ce, am vorbit cu toată lumea. Nu. Și când a spus dumneavoastră, a spus la fel, aceeași gogoașă. Noi n-am votat salarii, noi am votat coeficiență. Coeficiență în urma cărora au rezultat la momentul ăla și salarii. E adevărat că el s-a redus foarte mult. Ce mă provoacă el, că el nu fac nimic? Dumneavoastră mă provocați și îmi spuneți vorbiți într-una de majorare. Ați zis că l-am acuzat eu cu ceva. Vorbiți într-una de majorare. V-am spus de 30 de milioane de ori până acum că nu e majorare. E aplicarea unei legi. Este lege în statul român, guvernul român. Și atunci de ce dacă este lege? Dacă nu mă lăsați să vorbesc. Dar de ce dacă lege organică, de ce mai vine la noi să vorbim noi? Domnul Marea. Domnule, dar dacă noi nu avem bugetul până la ora asta, pentru ce facem atâta vorbărie? Da. Ca să lua salariul, domnul Vici. Nu, nu mă atentează nimeni să faceți grijă. Da, nu mai. Haideți să nu vorbim. Dacă noi nu avem bugetul, impactul bugetar. Să nu mai vorbim lucruri mari. Impactul bugetar e un miliard de bani. Coleg, ca să-ți faci bugetul, trebuie să ai niște socoteli. Păi am nevoie să atâta. Păi de unde știm noi că noi o să avem bani, domnule? Păi dacă nu sunt, nu sunt. Păi și atunci cum aprobăm ceva ce nu sunt? Hai să vedem bugetul și după aia putem majora coeficiență. Ministrul a ieșit public și a anunțat majorarea bugetarilor de salarii. Noi nu am anunțat majorarea, stabilirea salariului minim pe economie. Faceți o diferență între salariul minim pe economie și majorarea salarială. Când vorbim de lucruri care... Să punem la vot. Care este pentru? Domnule. Nu mai căzut. Și domnul Inginer. În afară de domnul Bobeca și domnul Domnului. Și eu m-am obținut. Împotrivă? Cine e împotrivă? Nimeni. Abține? Domnul Bobeca și cu domnul Budacă. Și domnul Vici. Și domnul Vici. Domnul Bobeca, domnul Domnului și domnul Budacă. Trei. Trei. Am spus la început. Apoi, trecem la următorul. Așa. Începem cu... cu completarea ordinii de zi. La numărul 1 am zis proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a Comunia Său cu grupul de acțiune locală Valea Muntelui, cu Galul, în vederea demarării și implementării proiectului Facem Trasee Montane Oituz Gimeș, inițiator primarul. Discuții? Nu, dar nu trebuie prezentat, că îi să vă bănuiesc că nu ați avut el, nu? A, da, 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 cum, au fost toate. A, așa, păi nu, că, a, da. Dacă sunt probleme. Dacă sunt asta probleme, e cu Galul, e în programul, după cât știu eu, cu Mompesa, nu, domnelu? Nu, da, este cum o chestie, e o discuție care am avut-o atunci cu directorul de la GAL. N-am știut că traseele care vor fi sunt astea. Deci pentru comuna Azău sunt două trasee, unul până la lac și unul pe creastă, pe sus. Traseele noastre, specificate, în Mompesa sunt două mari, Ciobănuș, Ofa, Aseu, Valea Aseului, Tarcău. Astea sunt traseele noastre pentru care faptul că se face traseul ăsta până la lac, n-am nimic împotrivă. Problema este... Dar și cât... mai lung, fac și eu. Nu, dar cât mă reprezintă pe mine... Dar asta face problema lui Mompesa, domnule. Mompesa e...
proiect finanțat din Galba. Dar ei bănuiesc că au și ei un anumit kilometri, număr de kilometri. Absolut. Și sunt ei inclu toate comunile care sunt da, în Galba. De ceva. Asta, nu? De la da. Care principală. De la Oituț până la Ghimeș, da. Până la granița cu... Da. Granița. Asta e bun. Da. Nu? Da. Ceva discuții care... Nu. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? La numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Ecosud SA și aprobarea actului acțional numărul 2 din contractul 1087 din data de 16.04.2018. Acum știți, cu gunoaiele, probleme cât în cap. Acolo am observat o mică inadvertență, că inițial era vorba de creșterea pe care o aprobasem la 80 de lei pe tonă, care se dă să pune suplimentar față de 30 de lei cât cu sesia anul trecut și o aprobasem anul trecut. Se ajungea la o sumă, la un total de 140 da. De lei pe tonă și acum am înțeles că e 208 lei. Probabil că de s-a mărit și nu, la total. Am întrebat doamna contabilă, da. Și a zis că la total ajunge la un 208 lei pe lună. Față de 140 anterior, dar pe tonă, pe tonă. Noi ce am aprobat în trecut nu a fost cu Ecosud. Noi am aprobat cu intră cu Romprestul, intră în asta, cei 80 de lei, intră... Eu am o întrebare și dat-o răspunsul la această întrebare. Oare cât o să mai așteptăm și o să mai suportăm aceste taxe pe care ADIS-ul ne le impun prin cel care colectează, prin cel care deține groapa de noi, pentru că plătim la intermediari, m-am săturat. Eu personal când văd asemenea proiecte de hotărâre care vin, pur și simplu, ne trebuie păi să pe gât. Haideți să nu-l aprobăm. Dar știți foarte bine, ce a zis domnul director aici, în momentul în care nu aprobăm. Ce a păsit balanțează? Știți foarte bine. Ne puneți să plătim, nu știu câte miliarde penalizări. Ai zis că ai și răspunsul. Deci, am și răspunsul. Răspunsul este ca odată și odată să se rupă pisica în două cu acest sistem de colectare cu un singur operator. Când va fi concurență, când va fi concurență, vom scăpa de acest contract. Cât timp? Contractul nu se termină niciodată. Contractul nu poate fi reziliat oricând, atâta vreme cât mai e un alt operator. Păi reziliez, dar nu poți să reziliez. Statutul ADIS-ului e atât de bine făcut încât este betonat. Nu poți să pleci. Cu cine certăm? Păi eu ce spun, am și răspunsul la ele. Când le văd, mi se ridică bruma de păr pe care mai am pe cap, mi se ridică în sus. Dar cum mănești la un operator, ce rezolvă? Dacă îmi permiteți. Să nu spuneți să le luați apărare. Nu. Statutul ADIS-ului este foarte clar. În Consiliul de Administrație votează și primarii. Ce? Care reprezintă localitatea. Așa. Punct. Dacă au votat, noi nu avem nicio putere ca să... Le supuneți că dumneavoastră vreți dacă votat? Și nu votăm ăsta. Totodată. Și dacă votat. Primarul nu votează, nu tot același. Dar la Consiliul de Administrație, când se discută proiectul, nu se votează, domnule? Mâneștiu de Mâneștiu care au avut dosare. Da, și care au pierdut. De ce se ia? Păi când, în momentul în care s-au hotărât, s-au stabilit. Au fost discuții că au făcut contractul de administrație și au fost desfăcut. Adică după ce aprobă Consiliul, aprobă toate consiliile, după aia vine și spune că e mare. Păi nu, asta e legalitatea, la aprobație. Luați loc pe... Da. Din aici. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Și punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural al Comunei Său, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator, domnul consilier local, poftim? Mai este și 4, da. Nelu Bobeică. Trecem la 4. Dar la ce proiect e? Aici am discuții.
Proiectul Stai un pic. Dar la proiectul ăsta, dacă am început discuția, l-am văzut și eu și am luat dosarul acasă. Și acolo sunt incluse sume. De unde știm că nu vor fi mai mari? Stai, asta discutăm. Și că stai avea, n-am trecut la discuții. Trebuie să le prindem în buget, dacă nu le aprobăm. Adică, exact vorbim despre același lucru. Nu știm ce bani avem, că avem mai mult, că avem mai puțin, dar noi votăm sume. Aici voiam să intru șans. Bun, acum spune și tu. Nu, asta am discutat-o și în ședința de comisie, fără niciun fel de supărare. Am făcut și un amendament acolo la Comisia de Învățământ și Cultură. În primul și în primul rând, nu avem bugetul aprobat pentru anul viitor și cu atât mai mult nu avem bugetul pentru cultură. În clipa în care s-au adunat și doamna contabilă a și specificat pe studiul ăla de raportul de specialitate, e vorba de o sumă de peste 110 sau în jur de 110.000 de lei, ca presupuneri. Hai să discutăm, dacă vreți, punctual. Acordăm pentru bătrânii satului, pentru cei care au 50 de ani de căsnicie, Hai să vedem bugetul. Discutăm. Permiteți-mi să prezint proiectul și după aia vor fi la discuții. Văd că eu discuții dinaintea proiectului. Domnul ăsta a spus că sunt liber la discuții. Este inițiator să prezinte proiectul. Ești inițiator? Dați-mi voie să-l prezint ca să pot să-l justific. După aia facă să studia. Așa. De ce am gândit proiectul ăsta cultural pentru comuna său? Pentru că de atâta mare de an, niciodată noi n-avem la început de an un proiect cultural în care să avem stabilite niște direcții ce vrem să facem într-un an. Am făcut un regulament care e cu cultură, religie și așa mai departe, sport care... Dar un proiect cultural cap-coadă pentru stabilit de la început, pentru un an calendaristic n-am avut. Și am propus în lunile astea care n-am vrut să iau cuvântul în Consiliul Local din luna iunie, am făcut un program cultural și altă treabă. Și acum, deci sumele astea sunt sume aproximative propuse în proiect pentru bugetare. Nu bugetul înseamnă tot un program ăsta cultural, ci stabilirea evenimentului și a calendarului cultural al comunei său. Pe mine mă interesează, dacă dumneavoastră sunteți de acord, cu evenimentele care le-am Pe și atunci, ce a spus sume în proiect, domnul Bobeică? Ca să ziceți pentru că așa pentru că așa se face, domnule, când faci ceva, eu când îmi fac un proiect de casă, estimez cu consumul când mic. Când l-ai votat, ăsta e un proiect, Paul. Da, domnule, dar când nu e și dacă nu ai bani, poți să faci. Și atunci? Și atunci? Deci se aprobă bugetul... Mă lăsați să se aprobă bugetul estimativ pentru programul cultural al comunei său, pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anul 2020 în comuna său și așa mai departe. Suma. E estimată, da? Bun. Păi cum să aprobăm noi suma asta? Dacă noi nu știm dacă... Ai răbdare. Păi dar nu așa scrie acolo. Lasă-vă că domnule, ai răspuns de cultură până acum ai făcut un proiect. Aduceți-vă aminte. Când o sări domnul Bobeică că azi noi nu discutăm presupuneri în Consiliul Local. Da, bun, exact. Acum a venit domnul Bobeică și mi-i spune presupuneri. De unde știi că nu poți să dai 1000 de lei în loc de 5000? De unde știi că nu poți să faci 2-3 evenimente în plus pe de-a cursul întregului an? Mor dacă mai stai o lună de zile. N-a fost noi de acolo în clubul, băi, Ideea a fost că în clipa în care s-au făcut bugetele anul trecut pentru sărbători, cel puțin, am luat de la copii, am luat de la dansuri, de la toate astea și de la 1000 de lei dădeam 680, acum avem un buget de 66.000 pentru Crăciun. Domnul Bărzan, întrebarea este, dumneata ce comentez? Am terminat-o de... Suma pe care ați lasă spus, suma, domnule. Am o notă de fundamentare aici la proiectul de hotărâri, dacă ați citit-o. Dacă nu, mă duc înapoi și iau anexa și vă citesc și să lăsați. Și vă citesc anexa. Dacă rămâne la urmă. Nu sunteți de acord să fiți... Rămâne la urmă. De ce să rămâne la urmă? Nu, domnul doctor, dacă nu... Dar la discuția proiectului, care nu respectăm în lege la toate. Deci, cum am gândit calendarul evenimentelor astea?
l-am făcut în 4 secțiuni. Deci manifestările culturale, sărbătorile de Paști la Aseu, ediția 5. Continuăm ce au început ăștia. Deci toate astea organizare se face de Consiliul Aseu, asociațiile culturale și toate astea. Deci aici, care este problema principală? Stai, Dragoleacă. Sunt niște discuții. Zice că proiectul a fost discutat în comisii. Da, domnul președinte nu a întrebat comisiile. Dacă nu l-a prezentat proiectul, bine, nu. Dar nu l-ați discutat? Nu, da. Dar avizul comisiilor nu l-ați luat. Avizul, da. Da. L-ați luat, nu? Da. O să-l prezint. Nu ați luat avizul comisiilor. Bine, n-ar riscat să o fie discutat. Bă, dar l-ați făcut, l-ați analizat și l-ați făcut avizul, ce dracu, vorbiți. Că și omul nu vorbește aia vreo. Comisia de administrație proiectul s-a discutat, a fost luat pe puncte, am cerut și explicații vis-a-vis de ce s-a trecut premierea familiilor cu 50 de ani de Paști și nu la sfârșitul anului. Da. Deci noi l-am discutat, dar mai prezentam o dată, mi se pare... Ați consultat? Dacă sunt probleme. Comisia de administrație a aprobat cu 5 voturi pentru. Cu amendamentul să fie bani la buget pentru a acoperi cheltuielile necesare. Domnul Luca. Și economic loc. Economicul 5 din 5. Da. 5 din 5. Noi ce-am zis acolo? Pentru. Stai un piculeț, discuția care a fost la noi în comisie cel puțin pentru asta. Hai să spunem, pelerin prin lume, o plachetă 300 de euro sau 200 de euro. Cel mai asăoan 300 de euro. Intri în amănunte din genul. Dom'le, de ce intrați numai neapărat la sume? Vă interesează ce înseamnă manifestarea culturală sau vă interesează banii? Păi și manifestarea culturală tot ce apare. Da? Pentru că discutăm exact despre ceea ce spunea domnul Dogariu ceva mai devreme, da? Nu avem bani ca să putem să facem un studiu, să vedem dacă reușim să obținem apă din pânza freatică, de adâncime, ca să nu mai plătim. Dar până acum, dar cât voi programe, dar stai vă 65.000 de lei în perioada 14-15-16 decembrie, în post, cumpărăm porc, cumpără primarul porc. Obligația este ca primarul scump să vină cu porc. De 110-110 de chei. Îl tăiem, îl tăiem, îl facem și care mai face acasă. Dar pui bani de Paști, de unde știi că ai bani să-l faci? Dar nu, dar 65.000 de lei când au fost discuții pentru copiii care au fost ai noștri, da? Că mă deranjează. Oamenii care au fost de azi. Păi dar mi s-a discutat. Voi să prezint proiectul de hotărâre? Dacă a fost discutat. Prezentați-l, domnul Bobei. Păi atunci arătați-mă să-l prezint. Dar domnul Puiu v-a zis discuții. Dar domnul Puiu v-a zis foarte clar că fiecare l-a citit și nu știu dacă mai este necesar să mă prezentați și dumneavoastră. Mai este necesar, pentru că trebuie să clarific niște treburi. Aici nu-i vorba numai de bani. Domnul Bobei, la bani ați stăiat la copii când a fost vorba la sărbătorile de iarnă. Vreau să vreți să faceți 14, 15, 16 decembrie, în post, tăierea porcului. Și domnul mă lasă de amin să prezint proiectul sau ia la dumitare, că dacă nu mă ridic și plec aici. Ursul la noi, puteți pleca, ursul la noi este de 60-70 de persoane. Vreau să spuneți un maxim de 25 de persoane pe fiecare manifestare. Să împarte ca gașca lui Gavril în trei. Lasă-l, domnule, amendamentul, că-l prezintă după aia, că vorbești de jumătate de oră. Eu nu pot să prezint proiectul, baza doi. Păi l-am citit, nu ce să facem să dau. Lasă că n-ai înțeles nimic, n-ai înțeles numai de porc. Dacă l-am citit, nu l-am citit de porc. Păi nu, asta e tot. Și nu l-ați prezentat. Nu l-am prezentat, pe care l-am prezentat. Păi dar are amendament de jumătate de oră vorbește. Ce? Păi bugetul aprobat, cât te-a scris? Dar dacă vorbești jumătate de oră și ziceam acum. În analiza care i s-a făcut, noi am văzut negru pe alb că erau stipulate niște sume care nu știm dacă sunt. În momentul în care l-ai votat, el devine 110.000. Se pare mult. Dar la vreme de ce mai am avut articol care scrie să aprobă bugetul estimativ. Ai articol aici, dacă noi ce să aprobăm dacă nu avem bani? Nu scrie aici, uite articolul. Se referă la proiectul lui. Ați spus faptul că bugetul estimativ. Poți să cereți să aprobăm bugetul estimativ. Domnilor, dar eu să vă mai prezint? Sau mă retrag și cam? Articolul 2. Scrie inutil. Întrebarea mea e una singură și scurtă. Unde se fac manifestările? Dacă noi avem bugetul general. Păi domnule Paști. Domnule Pădurean. Nu poți. Domnul Pădurean. Poți să iei un post. Cine
definii organizatorul, locul de desfășurare, data desfășurării și activitățile specifice. Până acum ați avut așa de program. Deci nu vă place. L-am citit ieri, l-am văzut. Așa. Ce vă nemulțumim? Păi da, stați un pic, care e problema? Problema e vreți la buget, nu? De buget, toată lumea. Dar lăsați încă vreți, dar până acum, sărbătorile de iarnă le-ați făcut, de 3 decembrie le-ați făcut. Nu le-ați făcut sau nu? Prezentat, nu știi toți. Păi și atunci care este problema? Ai s-a pus problema la bani, atât. Păi, dar în celelalte ani, nu le-ați aprobat doar. Mi cereți un buget estimat când noi avem bugetul pentru an. Aha. Adică noi... Dar în anii de urmă, cum ați prevăzut banii în buget doar? Erau banii pentru cultură, cu aproximație... Asta nu-i cultură, domnule, ăsta-i program, nu-i cultură, asta face parte de la biserică. Dar, domnule, dar ai bugetul pentru cultură, ai 100 de ani, ai avut vreodată 110.000 la cultură? Da. Și ce? Din aia știți că au fost probleme mai pierde, numai la sărbători de 15.000 de lei de acolo să dați acum. Și vedeți 65.000 să iau, uite, era porcului, comana porcului, în mijloc 14, 15, 16 decembrie. Uite, exact aici e dat. 14, 15, 16 decembrie. N-ai priceput. Ce păcătosul e greșit? Du-te, domnule, n-ai priceput nimic de ce înseamnă asta. Nici măcar nu-ți imaginezi ce înseamnă asta. Asta e păcătosul e greșit. Am să vin să vă traduc de lucru. Domnule, ați ajuns să vă bate joc de zilele comunei a său care sunt pe 16 decembrie și nu se mai ține. Le-ați dus în vară, le-ați dus unde vreți. Astea sunt zilele comunei oficiale. Pentru că noi comuna a său am rămas bătaie de joc. S-a stabilit? Nu mi-am luat și pe genul, eu nu mă mai ține de du-te afară și lați mă dracu. Dar nu vreau. Stai în ușă și s-o mergeți. Care e problema? Na, stai. Uite, na. Stau unde vreau. Domnule președinte. Spațiu public. E incomplet, domnul președinte. Ori stă la locul lui ca conții. Ori stă cu țigara, mână în hol aici. Dar nu am nicio țigara, mă, nu-i. Băi, da, terminați dracului, da. Domnule, nici puțină jenă nu ai. Mascara, da. Eu jenă? Da, nu ai nicio, nici bun simț, domnule. Am învățat de la dumneata bunul simț. Ăla-i de acolo, bine. Ia să mai ceva că... Poate să ia și la mine, poate să ia și la mine, zbără. Haideți ca să termine expunerea cu asta, bata, că văd că consilierii n-au treabă. Ei atât au o singură treabă. Dar ce expunerea? Mă refer la zile de comunitate. Vorbesc pentru cetățeni, nu mai vorbesc pentru nimeni. Dar nu puteți face o emisiune ce se întâmplă? De ce este împărțită zilele comunitate așa? Pentru că noi, în jurul nostru, toți și-au făcut. Tomăneștiu, toate comunile au câte o zi de sănătă. Am ajuns, deci, pe 31, pe 30, pe 28, 29, toți am. La noi nu este nimic de anul nou, este o paradă a ursului de la strajă până la Comănești, la stadion și gata. De ce am adus asta? Ca să intrăm și noi. Și am adus un element original care să vină cu toate comunile de pe Valea Muntelui. Festivalul de obiceiuri și tradiții de Ignaț și Crăciun, care se numește prima ediție a sălui Vatra Satului de Munte. Aici trebuie să scoatem evidență obiceiului digna și toate astea. Și faptul că am pus acolo tăierea unui porc este din partea aia, din jumatea porcului care îl prezintă fiecare, ajutăm o familie nevoiașă. Asta este treaba. Iar ce înseamnă tot traseul ăsta în stabilirea la astea, înseamnă să prezentăm tradițiile noastre, care nu le prezintă nimeni din tot peisajul ăsta. Toată lumea face tradiții cu ursul. Înțelegeți acum? La noi, Asumană? De asta la noi? Da, da, da. La concursul dat din bătrân, care este secțiunea a doua de sărbători pentru asta, deci este stipulat pentru toate formațiile care pot să participe, de la comunele care sunt invitate, maxim 25 de membri. Nu vine cu urs de 100 de urși, domnule, că asta e mascaradă, nu-i festival la echipa, dacă el așa o prezintă. Dar adică să nu vină la festival, domne, că nu e obligatoriu. Dar Comănești cum se duce? Da, da, adică sunt astfel de noastre, ursul se mai păstrează numai la noi, la Dărmănești și în Comănești. Atâta tot și spui că el n-are ce căuta aici, care mai mult de 25 de oameni. Nu picem nimic, domnule, nu picem nimic, domnule, poate să nu vină. Spune așa, deci formații artistice, original recunoscute, domnule, ursul la său n-avea 100 de piei pe vremea mea.
Dar de ce nu supuneți la vot ca să vedem dacă trebuie să-ți dăm sănătate? De ce nu supuneți la vot ca să vedem dacă trebuie să-ți dăm sănătate? Notă de fundamentare are tot ce trebuie la ea, are hotărâre de Consiliu, bugete estimate, în care dacă vrea să bugetează, dacă nu, nu. Cheltuieli estimate. Deci, dacă vreți să anulați secțiunile care înseamnă astea patru manifestări culturale, aveți, n-am nimic împotrivă, puteți să le modificați. Pe mine bugetul mai puțin mă interesează că le-am estimat la valoarea de. Aveți bani? N-aveți bani? Sănătate. Deci asta este programul. Dar la care renunțăm din ele? Dar nu supăr, la care renunțăm? La ăla la care îți vin din dispensar. Că pe toate, pe toate le votez la pachet, știi? Am terminat, domnule. Odată ce le-ai votat, trebuie să le bugetezi, ai n-ai bani. Știți care e treaba? E bun, că trebuie o organizare. Trebuie să ai o ordine de bataie acolo. Da. Dar lipsește ceva. Acum 4 ani, când îți prezenta fiecare programul la candidatura de alegeri de primari, cunosc pe cineva care într-un pliant de la așa, spunea la punctul 8, achiziționarea clubului comunii și nu știu ce își treia că meargă. Acum, de ce nu l-ați mai trebuit? La punctul 8 era Dobovei că prezentat asta. Vă spun eu de ce, domnul. Da. Pentru că întâi am cumpărat complexul la un preț de ăștia, să nu 3 ani de zile, da, ca să nu-l cumpărăm. Că al doilea an era buget pentru cumpărat și clubul. Da, cum? Așa era. Când auzeai de club, auzeai ca de dracu și de angheluță și sărăi. Nu, auzeam de angheluță, domnule, care era la parandărăt. Aface, aface. Dar, domnule, iată că ai rezolvat treaba cu clubul. Acum jucăm pizlas. Propuțiunea voastră și un an mi-a trebuit să-l convinci pe Dobobeică ca să facem majoritate. Un an mi-a trebuit. Așa că... Trebuia tot cu sărmâna. Lasă să-și facă nota de fundamentare. Să supără. Am terminat cu... Am terminat cu... Nu, nu, doi. Să punem la vot. Stai, vorbim. Nu. Programul ăsta n-ar fi rău. Deci nu-i rău, ca și program, ca și... Da, nu-i rău. E vorba de sume. E vorba de sume. E vorba de bani. Noi nu avem bani ăștia. Pune la discuții după buget. Vrei, dar modifici foarte mult, domnule. Poți mai modifici. E vorba aici, uite, articolul 2, asta trebuie să aprobăm noi aici. Cum să aprobăm dacă noi nu avem bugetul general? Se aprobă... Nu, ca activitate, mă, și asta e orientativ. Dar putem schimba și trecem costuri estimate. Eu cred că e mai ușor. Proiectul hotărâre scrie să aprobă bugetul. Exact. Asta nu putem face noi. Păi estimativ. Păi nu, noi acum putem să modificăm. Păi spune și activitatea, na, dar trebuie. Să aprobăm activitățile în funcție. Păi o comună să n-ai un program. Ar fi fost mai inteligent dacă îl făceai în colaborare. Vezi ce părere are unul, ce zice celălalt, ce mai pui, ce mai adaugi, ce mai dai. Nu, hai să schimbăm la dumneavoastră. Buget cu colegi. Uite, domnule, hai ca să mai aduc o lămurire și bag seama că cineva mai am bătaie de joc. Scrie aici așa. Deci fiecare eveniment organizat va fi suportat din bugetul lor. Capitol bugetar 6702, cultură, recreere, yeah, și alte sume atrase sau puse la dispoziție de terți. Și lăsați comentariile de episod. Dacă nu l-ați citit, bă, mai citiți-o. Domnule, dacă scrie să aprobă bugetul, da, cum să aprobăm noi un buget? Îi avem de la terți, de oriunde ar fi, avem banii ăștia, cum citit, să aprobăm noi? Domnule, ați citit, da, ați citit articolul 2? Da, am citit, domnule. V-am răspuns. Păi, dar e vorba de un buget. Ei se referă la articolul 2 din proiectul de hotărâre, care articolul 2 spune așa. Un buget estimativ. Se aprobă, atenție, se aprobă bugetul estimativ. Așa, în sumă de 100.000 de lei. Păi nu, atunci condițiile date, eu spun să renunțăm la această formulare. Că în condițiile date, programul ăsta nu va fi aprobat până când nu va veni păi bugetul. Atunci, dacă dumneavoastră vreți să trecem acest program. Nu, domnule, nu. Atunci se aprobă programul cultural. Bun! Asta e altceva! Domnule, dar el are niște articoli, că nu poți să-l faci cu picioare. Păi și eu ce vă tot citesc de jumătate de ori, nu articol, vă citesc aici care dumneavoastră lasă. Așa, dacă e estimativ și 50.000 programul nu merge, Nu, domnule, dar să vă fim și cu 100.000 dacă eu nu i-am. Poate să găsim o calitate. N-am avut comentat, adică la bani. Domnule, 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 dom
fără da, da. Eu spun să păstrăm articolul 1. Se aprobă programul cultural al comunei pentru anul 2020 conform anexei. Iar articolul 2, să facem o următoare precizare. Bugetul estimativ pentru programul cultural așa în sumă de 100.000 de lei se va stabili în funcție de prevederile bugetare. Dar ar fi mai simplu să așteptăm o lună, că luna viitoare ne vine bugetul în discuție. Ce vezi ce bani ai? Dar programul ține bugetul. Aia vii și zici ce, că păi da, am făcut bugetul, dar n-am avut program. Bă, dar tot acolo ești. Ești în cultură. Tot acolo ești. Ăla pe loc fără sumiș. Ziceți domnul Puiu. Păi, dar poți să bași un articol după mine, că fiecare din activități va fi program de activitate discutat în Consiliul Local. Putem renunța la articolul 2. Lăsăm articolul 3, care este articolul 2 și articolul 4 devine articolul 3. Atenție și frumos spuneți în articolul 4. Ardeu de acolo, că n-am nicio treabă, de asta v-am citit. Articolul 4. Fiecare eveniment cultural din programul cultural organizat va fi suportat din bugetul local al comunii, capitolul bugetar 6702. Exact. Așa, și alte sume atrase sau puse la dispoziție de terți. Și atâta tot. Și renunțăm la articolul 2. Păi da, despre asta e vorba. Ca să nu mai aprobăm bugetul estimativ, că dacă îl aprobăm, înseamnă că morți, copți, trebuie să-l articolul 2 sună așa, domnul Puiu. Deci bugetul programului ăsta cultural, care îl face Consiliul Local al său cu terții și cu sumea atrase de la asociație, este estimat la 100.000 de lei. Dacă nu vă place traducerea, o facem altfel. Dar asta înseamnă buget estimat. E buget pentru program ăsta, înțelegeți? Acum, și dacă vin ăștia din afară și aduc 50.000 de euro, ce o să face dumneavoastră? Că nu am nevoie de bani. Articolul 4, ce vă deranjează ca să fie articol 2? Luăm 50. Ăsta de aici îl elimin. Deci articol 2 eliminat și articol 4 devine articol 2. Citiți-l, vă rog, articol 2. Articol 4. Scrieți, doamna secretară. Eu așa vă propun, ca să putem aproba acest program cultural, că altfel din condiții nu îl putem aproba. Spuneți-mă, domnul Bobei, vă rog frumos, cum reușim? Deci facem o campanie sau încercăm să punem ăsta în evidență pentru a putea atrage sume de la terți? Cum se poate face? Cum se poate face? Sponsor, că ați fost obținut de sumea atrasă. Cine atrage bine? Păi cum le atrage? Fiecare manifestare culturală o să aibă un program, un regulament. Bun, dar atunci trebuie să facem o campanie de promovare. Haide să nu mai batem. Doctor, să ne renunțăm la vot. Ar renunțăm la articolul 2. Fără bani. Fără bani. Fără bani. Se elimină articolul 2. Ce sumele prevăzute pentru fiecare în parte la final? 15.000, 15.000, 65.000 și... Care este pentru? Stați așa, că vreau și eu zic ceva. Mi se pare acolo la fiecare activitate propusă, la organizator, mi se pare prea vag să se spună Consiliul Local al său. Deci cred că trebuia denumită o persoană care se ocupe. În momentul în care organizezi... Da, un cadru, e un program, cadru. În momentul în care organizezi o activitate de asemenea amploare, trebuie invitații, afișe. Cine se ocupă de chestiile astea? Deci scrie acolo organizator asociațiile culturale, da, ați luat legătura, ați vorbit, sunt de acord. A, nu putem hotărâ numele lor. Deci Consiliul Local s-a trecut patru ani. Domn de desfășurare. Dar pasă doble, ați vorbit cu patru ani. Aveți acord cu restaurantul respectiv? Doamnă, deci organizatorul este Consiliul Local, da? Da, și cine? Și Consiliul Local, păi aparatul de specialitate. Când ziceți Consiliul Local al său, eu denumire. Aparatul specialitate. Păi Consiliul Local nu înseamnă numai consilier, doamnă, tot ce înseamnă primăria său. Și ce faci, mă, deci luăm oare... Sau ce vreți să scrieți primar în dreptul ei? Nu, nu, păi cum adică, dacă unitatea administrativă, comuna său se ocupă de asta, vreți să scrieți nominalizat pe persoane? Nu, scrieți executivul, ca să nu apară primar când spui deci cine ia legătura cu diaspora, cu asociațiile culturale? Eu zic să lăsăm propunerea mea. Eu vă mai spun, dacă deci fiecare din ăsta o să aibă un regulament, organizare funcționare. Propunerea mea este să lăsăm până luna viitoare și să aducem anumite amendamente, cum a zis și doamna Florina, să vedem pe cine găsim, care se ocupă ei, persoane și asta, nu știu. Zic, cum considerați?
Da, așa ar fi bine. Eu încerc să vă mai lămuresc o dată. Un program cultural nu se face. Deci, când organizezi manifestarea culturală, nu o faci nominalizată pe persoană, domnule, că vine, deci, vin în spate. Consiliul local vine cu tot ce înseamnă. Primar, aparat, așa, firme organizatoare, asociații, numite, denumite, cu bani alocați. Domnul Moveic, întreba în care unul dintre ele nu se poate fi realizat datorită faptului că oamenii o să țipați că n-a vrut Consiliul Local, n-a vrut Rădulescu să vă facă asta. Mm. Noi am aprobat-o. Dar primarul iar s-a opus, uite, nu? Începe campania, domnul... Păi nu, că așa m-am opus cu complexul. Trebuie 2 ani să-l lămuresc pe domnul Elu? Că trebuie o expertiză de o terță persoană, nu ci vrea cel care vinde să ne aducă expertiza cât costă un complex. Așa o să fie să discutăm. Vezi că primarul vostru nu vrea să facă. Da. O să fie bătaia după aia. Dar chiar m-a făcut roată. Dar să vedem, l-a aprobat, nu l-a aprobat. Gata, v-ați pus amendament, ați spus ce vreți. Vreți să-l mai puneți, să-l puneți, dacă nu să fiți sănătoși, veniți după... Adică am vrut să spun domnilor consilieri, un singur lucru am vrut să vă spun. Cine este de acord? Deci ani de zile nici unul din dumneavoastră, nici... Primar, nici viceprimar n-ați adus un program cultural. Nici dumneavoastră. Că l-am făcut eu program cultural acum cap-coadă, deci nu mai este bun. Nu, dar ce voie să vă spun și eu un lucru? Programul e bun, dar este perfect. Știți care e ideea? Dumneavoastră a zis că 6 luni de zile... Puțin de făcut unul propune. Ați spus că de 6 luni de zile din iunie, de când n-ați mai luat cuvântul, stați și gândiți programul ăsta. Dumneavoastră ați gândit 6 luni de zile și vreți ca noi, într-o zi, să spunem de ieri, de la și până astăzi, să fim de acord cu absolut tot, fără absolut nimic. Ei, înțelegeți? Domnul doctor, haideți că s-au făcut. Nu știu cum să zic, e cam repede să mi-l bage în cap. Deci un copil nu-ți învață tabla mulțirii într-o zi. Domnul doctor, s-au făcut două propuneri. Eu am propus să nu aprobăm programul cu scoaterea articolului 2 și asta a fost la mână. Și dumneavoastră a propus amânarea. Haideți să votăm. Da, ce să votăm? Care e pentru amânare? Vorbim până de seara la 10. Care e pentru amânare? Vă rog să numărați. Cât să spun? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Unde e 8? Și domnul Sinic, nu știu dacă mă numărăm. Da, și domnul Uraș, da. 8. 8 pentru amânare. Așa. Amânarea 8, deci... Eu am o singură întrebare, de ce s-a făcut la vot pe de-andoase? S-a făcut două propuneri, eu am făcut prima propunere. De ce nu s-a votat prima propunere a mea făcută? Dați-l afară pe domnul președinte, scoateți-l afară! Deci tendențios a făcut trimitere la cea de-a doua propunere. Proiectul pus de mine nu discută nimeni, nici cu amânare, nimic. Faceți hotărâre, doamnă. Nu ia Consiliul, face amânare, că aici și-au ăla respinge și ăla aprobat, că aici nu ne jucăm. Hotărâre de respingere să-mi faceți. Că nu ne jucăm de-a legea în comună asta. Vine fiecare, nu-i place urât. Respingeți proiectul și cu asta bani. Doamna, domnule, nu există amânare, că eu sunt inițiatorul. Eu nu vă dau voie să-l amân. Ce să amânați? Domnul Bobe. Ce să-mi amânați mie de aici? Eu în clipa în care am vrut să v-am cerut aprobarea pentru cei 300 de milioane de lei ca să-i fac, să-mi cumpăr de centrala și să fac modificările în primărie, mi-ați aruncat hârtiile și mi-a zis vii cu actele în regulă. Deci nu s-a aprobat cât 8 voturi împotrivă. Faceți, domnule, faceți proiect de respingere. Dar nu s-a votat împotrivă, s-a votat amânarea acestui punct al dumneavoastră pe ordinea de ce amânați, domnule, de proiectul meu ori retrag? Dacă vreți să-l modificați, dacă vreți să-l modificați, dar nu are domnule și-l ați eu în clipa în care am cerut bani de aprobare pentru din banii mei să-mi fac dispensarul, mi-ați aruncat foile pe masă și mi-a zis, vii cu actele și îmi dai chitanțele, băi, nu așa, cheltuielile și toate banii mei. Acum, nu l-ați făcut respingere, mi-ați aruncat foaia. Domnul doctor, lăsați să fie respingere. Doamna. Ideea nu este bună, este o idee lăudabilă. Eu nu știu că ați venit cu ideea asta, dar există mici problemuți acolo care trebuie rezolvate și nu trebuie rezolvate în mod. Păi dar se rezolvă și pe parcurs, dar, de orice dar, program noi viitor. Dar o problemă referitoare la buget sau la organizare sau așa, haideți să le rezolvăm. Doamna, doamna consilier, mai repet o dată. Da. Ăsta este un program. Da.
Deci un șiruit, da? Care fiecare manifestare va avea regulamentul ei de organizare și cum. Eu mă angajez că de fac chit că nu o să mai fiu în primăria asta. Eu de acasă, ca cetățean și problema este ce vreți să aprobați, că eu nu vă dau voie. Mie nu modific nimic. Ori îl aprobați, ori îl respingeți. Domnul Bobeș, vă mai pun două întrebări și eu. Dacă nu aveți niciun, nu avem niciun parteneria cu asociația asta culturală, cu restaurantul Paso Doble, cum putem face chestia asta? Răspundeți și o întrebare asta. Dar până acum cu ce ați făcut, domnule? Cum v-ați făcut? Secret. Am avut spun, am avut în parteneriat. Am parteneriat cu diferite ansamblu, cu diferite... Nu? Când am avut proiectul pentru creșterea în comuna Săvă, și virgulă lipsit, și toate lipsit, și a spus, faceți-l complet. Dați-l deoparte. Asta e. Doamna Albo. Doamna a spus și a spus punctul de vedere. Nu este rău. Deci asta. Dar s-a votat, domn președinte, votăm pe proiecte din ce s-a votat o propunere de amânare. Dacă vrem un viitor să mai pună... Votăm acum propunerea lui domnul Puiu. Păi cade prima, zi așa. Cade prima acum. Păi dar cum? Adică spui că păi nu și acum... Păi dacă prima a trecut cu 8, cealaltă cât o să aibă din 15? Nu știu, poate o să fie 7. Tot 8? Nu mai ai discuțiați, că nu sunt 7 jumate. S-a propus un amendament care eu, inițiator, am fost de acord cu el. Domn președinte, a supus la vot pe proiectul ăsta și s-o căl respingere, da? Cu avut 8. Altceva ce mai fost discutat? De amânare, da? S-o amânat cu 8 voturi. Ce mai crezi de la el? Deci discutăm dacă mai vreau un amânare. Dacă cumva intră în blocaj, ia 6 luni de obobeghe și nu mai vorbește, ne vedem în iulie care mai fi și gata. Când a fost creșa, nu i-a trebuit sub nicio formă. Degeaba au venit fetele și ne-au spus că avem 200 de copii, degeaba au venit și ne-au spus că e necesară și știți, discuția nu mai începe. Vă știți că nu e bun. Eu nu era bun. Deci dacă sunteți la diverse, putem discuta. Acum ați fi proiectul meu. Mie îmi răspundeți punctual. Doamna și-a spus cum tu de vedere. Dar s-a votat, domnul Bobic, n-ați fost atent. S-a votat. Deci s-a votat. Da, este înregistrat, s-a votat. Nu poți da pe un proiect două voturi. Domnul președinte, dar ce a spus domnul Puiu, s-a votat? Păi dacă a trecut cu... Dar nu trebuie să se rămână cu ideea asta greșită. Nu poate fi de la viitoare cu el nefăcut. Nu trebuie un program cultural, nu trebuie mai târziu. Trebuie puțin modificat. Nu, dar ce a murit cineva? Deci, de ce? Supun la vot modificarea care a făcut-o domnul Puiu. Nu, nu, trebuie întâi încheiat treaba cu ce s-a votat. Să le ia și pui la vot. Dacă s-a votat pe doamna, doamna, să nu puteți să votați la final. Doamna secretare, a spus foarte clar că s-a votat pe proiectul ăsta. Și s-a încheiat domn președinte proiectul ăsta că s-a votat și s-a dat amânare. Nu s-a încheiat. Păi s-a votat 8 pentru. Să vedem că sunt pentru propunerea mea. Propunerea domnului Puiu, știi, dacă nu oameni, dacă... Domnul Puiu, domnul Dogariu, un proces verbal, doamna secretară trebuie să precizeze. 8 voturi pentru amânare, 3 pentru modificare și 5 abțineri. Vot final și gata, s-a terminat. Ori am votat doar cu propunere, cealaltă nu mai votat. Dar mie mi se pare corectă și propunerea dumneavoastră. Păi, dar eu cer să fie supus. Păi știi, băi, dacă s-o greșit, adică s-o luat rapid. Nu se poate relua? Doamna consilier, modificarea care a solicitat-o domnul Puiu, sunt de acord eu ca inițiator. Domnul Puiu a cerut aprobarea proiectului de hotărâre cu cu scoaterea amendamentului respectiv. Da. Deci acum ar trebui să-i aprobi. Păi ar trebui să-i aprobi, înțelegi? Și nu a cerut doar eliminarea amendamentului. Și domnul Bobeca... Și era și, 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 era și propunerea că trebuie să ai un parteneriat cu ceilalți, cum spunea doamna Albu. Da, păi da, dacă nu știi, pasă doble dacă îl primești, nu știi ansamblul respectiv, nu știi cu cine faci parteneriat pentru punerea în aplicarea proiectului. Numai un pic, un pic de liniște, vă rog. Supun la vot propunerea lui domnul Puiu. Da. Deci înlocuirea articolului 2. Da, pa. Pa, pa, pa. Bine, m-ați voi măcit, o să mă abțin. Deci nu mai știm acum. Deci eu, ca inițiator, sunt de acord cu ce a zis. Adică să iese bugetul din schemă de acolo. Deci modificarea domnului Puiu este atâta, să iese articolul ăla. Ce-ți mai supui, domnule? Deci în momentul ăla, despre proiect, bugetul e estimat de la acest. Și rămâne în programul total, băi. Băi, Maria,
Maria, domnul doctor, stați un pic că ne-am înmulțit între timp. Păi domnul Ciobonaș, o votați și într-o parte și în alta. Păi domnule, o votați și într-o parte și în alta. Ne l-au luat cu bună. Nu trebuie. Doamna secretar, dar voi n-am votat proiectul acum, am votat amendamentul. Atât. Păi sigur, amendamentul. Proiectul supui din nou. Din nou, da. Domnul Dogariu și cu domnul Bârzan. De prima dată și-au votat amendamentul meu? Da. Nu, să se înlocuiască cele două articole, adică să fie scos un articol. Vezi ce rău e când încurci pe alții. Hai, domnul președinte, hai, vii la votat aici. Haideți-o. Păi, Marian. Acum noi stăm după tine. Pune la vot în asta. N-am votat. Formulați, formulați. Total. Atâta vreme cât s-au votat cu 8 voturi. S-a votat cu 8 voturi. Amânarea lui până luna viitoare. Da. Și vreți să votați aprobarea lui acum? Eu nu știu cum. Cum votați aprobarea lui dacă ați votat amânarea lui? Propunerea mea. Doamne, faci figurații în Consiliul Local? Votăm. Sau ești un om votăr care știe? Proiectul cu modificarea propusă. Asta votăm. Votat modificarea. Adunarea nu-i modificare. Ați cerut amânare. Bun, da. Deci eu am propus să se scoată articolul minimal. Ce nu mai este amânare? Amânare pică. S-a votat cu 8 voturi pentru. Acum votăm proiectul cu... Am votat proiectul. Și amânarea atunci pică, nu mai este valabil. O votăm după aceea. Nu știu să aprobați. Domnule doctor, vă mai întreb o dată. De ce s-a votat prima dată propunerea noastră și nu propunerea mea? Dar asta nu eu am pus-o. Deci eu întreb o dată. Băi, omule, se respectă acolo. Se respectă. Eu n-am făcut acelărie. Ai ședință de Consiliul Local. Tot stă cu mine de vorbă în cadrul ușii pe proiectul meu. Tu te dă-mi afară dacă nu s-au ia loc undeva în sala asta mare. Stau unde vreau. Stai unde vrei, filmați-o, domne, când stă mulți acolo. Da, stau mulți, care-i problemă? Ca să vadă populația asta, ce-i consiliul. Ca-i spectacolul care îl faci mental, nu faci nimic. Domnul Comitiu, a spus că ulterior o să revină cu un format al fiecărei activități de genul ăsta. Nu, cu un regulament pentru manifestare. Unde o să fie specificat? Acolo sunt specificate toate pozițiile. De la lei, organizator, cine vreți și persoana responsabilă. Păi mi-am asumat-o dacă o declar public. Deci fiecare activitate... Hai, bă, trecem la altul, dacă nu și mai rămâne... Doamna secretară! Eu am treabă, da. Eu sunt executiv. Spuneți-mi care este treaba. Trecem la... Dar nu știu care este treaba, mai bine că dumneavoastră. Păi întrebați președintele din ședință, doamnă. O nebunită de lună. Președintele mai bine. Ia zi. Dar nu știu ce spune. Adică cum, îmi amânați bine proiectul? Total. Da, de ce? Să mă mânt prea duvicare. Amirul, le spii sau la droge, să simt. Dacă nu știi de ce ești consilii, mai caută pe cine mai știe în apărătă la care. Supuneți la vot proiectul. Cine pentru, cine cu amunat. S-au făcut modificare la articolul ăla. Da, dar mă, cine de acord cu proiectul? Aici nu l-am mai amânat? În forma modificată. Da. Da, așa să... Hai, domnul... Proiectul în forma modificată. Care este pentru? Eu mă obțin. În forma modificată. Nu mai amestec. Deci nici nu știu ce să fac. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce ați votat? Da. Cine e... Gata, și nu. Deci, măi, asta nu zgomot pentru nimic. Cam așa și cu... Eu mă abțin. Nu vor să facem scandal. Împotrivă, cine ții, mă, și abținem. Eu m-am abținut la votare. Asta atâta vreme cât s-a votat amânarea. Întrucât proiectul nu-i complet, mă abțin. 1, 2, 3. Mai trebuie 2. Aceea e lipsă. Mai trebuie 2. Până la 15, nu? 10, 5. Negocierea cu restaurantul 4 octombrie, dacă se primește sau nu. La un proiect. Ai, mult de bani. Da, e la noi. Costele, nu mai e. Sau nu buiu.
Domnul Puiu, la ultimul proiect. Stai un pic. Lasă-mi, gata. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică Trotuș Gaz. E vorba de rețeaua de gaze de la Baseu până la Lunca de Sus. Acum, în statutul și în documentele Asociației de Dezvoltare, dumneavoastră știți că a fost trecut că asociația respectivă va face activitatea de achiziție publică pentru studiul de fezabilitate, pentru proiect și ce mai trebuiește. Ceea ce nu mergea, că banii erau ai noștri, nu erau asociații. Ei, s-a revenit, s-a făcut un act adițional, s-a aprobat, s-a modificat statutul, avem documentele aici. Toate cele nouă comuni. Fiecare. Deja Busturoasa și cu... Nu Busturoasa, Agă și Palanca au făcut. Cu toate că nu au fost legal, dar mai intră și ei în legalitate. Adică au făcut hotărâre, da, nu s-au apucat de... Da. Și asta e treaba. Da. Și dacă sunteți de acord, noi de mâine putem începe achiziția cu treaba asta, pentru că avem banii puși deoparte. Cine care este pentru? Pentru studiu. Pentru studiu. Da, mulțumim. Trecem la... La recreație. La ăsta acum aveți banii puși deoparte, domnule, dacă acum vă aprobăm proiectul, de anul trecut. De anul trecut ai prins. Cine să înscrie la cuvânt? Atâta. Avem pe domnul Brânceanu cu serviciul de apă. Cuvântul domnului. Rapid o să vă prezint situația financiară. Am rămas la altfel. Situația financiară a serviciului. La sfârșitul anului 2019 am primit împrumutul de la primărie în valoare de 53.000. Au reprezentat respectiv împrumut două facturi jumătate. Am achitat toate facturile. Am trecut de pe un an pe altul cu zero datorii. La sfârșitul anului 2019 am mai rămas cu un sold în bancă din încasările făcute în ultima lună de 3.900 de lei. În luna ianuarie 2020 s-au emis facturi către abonați în valoare de 24.900. Am avut factură de apă de plătit în jur de 5.500. N-am avut factura dincolo, le aveam aici în dulap. Și salariile de 9.700. Pe lângă aceste cheltuieli, am avut și programul de contabilitate de 476 de lei de plătit, taxa NRSC de 0,12% în jur de 30 de lei, și cu un curs de igienă pentru un angajat de 100 de lei. Toate astea, adică cheltuieli suplimentare în jur de 600 de lei. Valoarea totală a cheltuielilor în jur de 25.800, valoarea totală a încasărilor, a facturilor din ianuarie, 24.900. Încă un mic deficit, dar la astea 24.900 se mai adaugă undeva la 400 de lei ce am făcut noi un racord și schimbare de apometru, deci ce am mai reușit să mai... Și bine, am avut și surplusul de anul trecut de 3.900, ne-a ajutat să ne descurcăm. Deci am plătit tot, inclusiv factura la apasă în momentul ăsta. Pierderea încă e undeva la 30%, sper să o scad cât mai mult. Ca și măsuri luate pentru pierdere. Am pus deja pe Verso, pe partea din spate a facturilor, un text prin care am explicat că întâmpinând de greutăți, poate înțeleg oamenii și o să înceapă să intre în legalitate unde sunt probleme și așa, să ne ajute poate chiar să găsim cazuri. Am început să distribuim contractele noi plus verificări. Deci pe unde mergem încercăm să verificăm. Nu trecem prin nicio curte dacă nu reușim să verificăm instalația. Cât ne permite și clientul, că depinde foarte mult de abonat, că e în curtea lor. Lucrăm. Preavizii plan, deci în continuare, și schimbat contoare expirate. Deci încercăm să schimbăm la fel tot unde găsim contoare expirate când avem în contracte
încercăm să le schimbăm. Cam câte cred că peste 50%. Avem. Tocmai aceasta, că eu mi-amintesc că acum 2 ani sau 3 ani. Dar luăm pe rând contractele vechi și cum le luăm, că nu putem să facem 100 odată. În fiecare lună încercăm, în fiecare săptămână, de fapt, încercăm să facem câteva cazuri, 5, 6, 7, 10. Și mai sunt câteva cazuri cu cămini în mijlocul curții, în grădină. Și acolo am început să facem adrese, să ducem cămini la limita de proprietate. Și asta e de durat un pic, acum e perioada cu înghesc cu asta, dar spre vară să rezolvăm și problemele astea, cât mai multe. În drum, în drum, la limita de proprietate, cum, în funcție de caz. În funcție de caz. Mai nu merge peste toate în drum. Este cămin, am adus o ofertă din aia, cămin de 50 cm, imposibil să vă scoat la limita de proprietate. Nu mai cămin, și eu unul, mi-am cumpărat. Da. 3.000 cu cec cu capac, 300 de lei. 70 de euro cineva o să aduce cu totul montat în el, cu instalații, cu tot. Da. Și l-ai pus un cămin de un metru din alt, așa în gheață, are capac, izolat, termic, tot. Frumos. Și ai uitat proprietății și nu o să mai ai probleme, cu furturi nu o să mai ai probleme nimic. Deci atât, domnule, nu? Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună. Că v-am întrebat de la început, la diverse înscrieți sau înscrieți? Mai am eu o doleanță. Eu am prezentat o lucrare de cercetare de comuna asta. Nu e a mea personală. O solicitare de cercetare? Păi eu v-am întrebat la secțiunea de diverse, mă înscriu sau ați zis la urmă? Și o închideți acum? Ca să știu ce... Închideți ședința, domnul președinte. Ce zică... Un cetățean de la... Păi nu, dumneavoastră, păi dar eu mă înscriu la diverse acum. Cum să o închideți? Mă dați afară din ședință? De la Morăreni, piste apă, Doru Huluță, mă rugați să spun doleanța în ședință. Strada lui se cheamă Strada Bânțului. O zic că nu reprezintă cetățenii, nu reprezintă nimic. O adus la cunoștință domnului Bobeică și o zic că, domnule, dar puteai să pui Mihai Eminescu. Și o zic că nu meritați numele Mihai Eminescu. Și oamenii vin cu noua putință să ajungă la ședință, cu cereri scrise să se schimbăm la stradă. Să schimbăm, să punem un consiliu și o schimbăm. Da, o să vedem ce să... La fel și la pe uniță, la aspirațiilor. Ce face, domnule? Cum să o închideți, domnule? La pe mine nu m-ați schis la cuvânt. Aspirații. Ce dracu e aici, așa ne bagă în joc? Domnul președinte, eu am încheiat ședința. Cum sunt închideți doi dacă mă, eu v-am cerut să mă înscrieți la cuvânt, la diverse, acum o închideți? Care vreți, mai rămâneți, care nu.